Ne aflăm la stația de pompare Mărgineni, una din cele trei stații de pompare din cadrul rezervei de apă. Suntem în etapa în care am început deja legăturile și interconectarea cu întregul sistem. Vă pot spune că în momentul de față ne aflăm la un grad de execuție de peste 90% al rezervei de apă. Pot să vă informez și asta e foarte bine să nu uităm faptul că la momentul în care am ajuns în 2016 primar, nu exista niciun fel de proiect cu privire la această rezervă de apă, nu era nici măcar un simplu desen făcut cu creionul pe vreo hartă și nimeni nu își pusese măcar problema că acest lucru trebuie să fie existent pentru municipiul Bacău. Este foarte grav ca la 30 de ani după Revoluție să nu, măcar să nu ai o idee cu privire la ceea ce înseamnă un sistem de rezervă în contextul în care aducțiunea principală de apă a municipiului Bacău este la peste 65 de kilometri. A trebuit să o facem și pe asta și uitați-vă că în momentul de față ne apropiem de finalizare. Este un sistem de 9 km de conductă, 3 stații de pompare, 20 de cămine de vizitare și suntem în momentul de față la etapa în care facem probe de presiune, precum și legăturile de interconectare cu magistralele companiei de apă. Acest sistem de rezervă, funcționează de asemenea și ca un sistem de transport și, practic, prin intermediul acestei conducte vom avea uh, o echilibrare a presiunii apei la nivelul municipiului Bacău. Uh, fronturile de captare din Gherei și Mărgineni, practic uh, și zona Barațiului, va asigura un echilibru în întreg sistem, un echilibru de presiune în întreg sistemul. În momentul de față uh, lucrăm inclusiv la etapa de... Montarea, montarea transformatoarelor, ridicarea stâlpilor pentru transformatoarele acestei stații. Am să vă invit înăuntru să vedeți dispozitivele și pompele, practic, acestui sistem. În momentul de față mai avem doar o singură porțiune pe care mai pozăm această conductă, ca să mă exprim în termeni tehnici, și din ceea ce ne-a spus constructorul, undeva în 3 săptămâni, o lună maximum, avem finalizat întreaga lucrare. Ca de obicei, cineva a trebuit să vină la, în orașul Bacău să se ocupe de adevăratele probleme pe care le are orașul nostru. În primul și în primul rând, consider că un oraș trebuie să aibă sistemele de utilități publice bine puse la punct. Asta a fost misiunea noastră timp de patru ani de zile, una dintre problemele pe care le soluționăm, infrastructura de apă. Vreau de asemenea să vă informez că pe masa Ministrului Fondurilor Europene, în momentul de față, se află aplicația pe apă, depusă de către compania de apă, o solicitare de finanțare de 350 de milioane de euro, care va asigura municipiului Bacău schimbarea tuturor sistemelor de apă și canalizare, precum și extinderea acestora. Cineva v-a spus, trebuie să se ocupe și de aceste sisteme de utilitate publică. Nu este suficient într-un oraș să pui doar pavele și să faci lucruri care îți iau ochiul. În primul și în primul rând, trebuie să te ocupi de infrastructură tot ceea ce înseamnă componenta de apă, canalizare, iluminatul public, pe care, după cum îl știți, pe care îl știți foarte bine că în momentul de față suntem într-o procedură de achiziție publică uh, pentru schimbarea întregului uh, sistem, de asemenea infrastructura școlară, precum și infrastructura medicală pe care are acest oraș. Astea sunt, acestea sunt modalitățile concrete prin care noi transformăm acest oraș, îl schimbăm, îi schimbăm fața și vom ajunge până la urmă să facem acel bacău verde, bacăul nostru de acasă, acel oraș în care să-ți dorești să-ți crești copiii și să nu pleci. Mergem împreună înainte.